Bună ziua! Am întors cu partea a doua. Am făcut deja două înregistrări, s-au deconectat și acelea. Sper acum să meargă bine. Se întâmplă, nu știu de ce, nu e treaba mea. Important e că vorbeam despre partenerul, partenera voastră, în suflet. Are acest 5 de spade invers. Probabil că au avut discuții cu unii, cu alții, cu alt semn de aer, sau poate cu dumneavoastră în trecut. Și vor să treacă peste aceste discuții, sau pur și simplu sunt genul de oameni care nu vor să se contrazică, nu au un ego atât de puternic încât să-și dorească să aibă ultimul cuvânt sau să-și impună părerea. Poate că acesta este tipul lor, în cazul în care nu ați avut discuții împreună. În minte, sau cum gândesc către o stabilitate financiară și este interesant că voi aveți 9 de cupe, ei au 9 de monede. Dacă voi gândiți către o stabilitate emoțională, ei gândesc către cea practică. Sau poate inversați pozițiile, în fine, nu contează. Important este că apa merge cu pământul. Vă completați, măcar din punctul ăsta de vedere. Pământul susține apa. Deci, dacă aveți de lucrat ceva împreună, un proiect sau această relație, măcar din punctul ăsta de vedere, vă completați. Nu, este un semn spiritual, vă puteți descoperi niște calități spirituale pe care poate nu le-ați descoperit în relație cu alții. Oricum, această stabilitate financiară și înțelepciunea pe care persoana o găsește prin tot ce a acumulat și prin toate experiențele prin care a trecut, vă este de folos și persoana vrea să împărtășească, simt că vrea să vă ajute, pentru că și ei au 6 de monede, ar vrea să vă ajute. Aceeași carte pe care o aveți și voi în suflet, da? Cum acționează? 6 de cupe și justiția. Vor în primul rând să acționeze corect, dacă e vorba de un proiect, da? Să fie un parteneriat la locul de muncă, sau chiar și sentimental, ar dori să acționați legal. Poate unii își doresc căsătoria cu voi, dar după ce lăsați în urmă trecutul, aceasta iar e cartea trecutului. Își doresc o căsătorie pentru că simt că amintirile din trecut vă dau stabilitate și vă ajută să construiți bazele unei relații de lungă durată, pentru unii. Pentru alții, vor să împărtășească, iar 6, să împărtășească, să vă ofere nu doar financiar, dar să vă ofere și financiar, și emoțional, pardon, și emoțional, susținerea de care aveți nevoie, protecția, dar dacă se poate face într-un fel legal. Evident că și își doresc, aveți semnul balanței, poate unii dintre voi aveți de-a face cu o balanță. Își doresc o relație echilibrată. Da? 6 de monede are balanță, iar oarecum vă oglindiți. Poate aveți de-a face cu un suflet geamăn, cu o flacără geamănă. Da? Și acțiunile voastre se oglindesc în felul în care simt ei și invers. Da? Dar trebuie să lăsați în urmă ceva. Poate că și ei au de lăsat în urmă o relație cu cineva care a fost foarte egotic. Voi aveți de lăsat în urmă o relație care nu v-a crescut emoțional, da? În fine, ce aveți? Energia comună e foarte. Da, spun, cred că unii dintre voi acum aveți de-a face cu o flacără geamănă sau cu un suflet pereche foarte pozitiv, că pot să fie și suflete pereche negative, legături karmice. Dar după ce lăsați în urmă ceva ce nu v-a prit, da? Niște minciunele cu cineva care v-a ținut așa într-o cușcă mentală, o căsătorie care n-a prit sau a fost ca o piatră de moară pe umerii voștri. Ceva n-a fost ok în trecut, da? Poate a venit foarte greu. Da? Și trebuie să încheiați acest capitol, să reînviați, să o luați de la zero. Energia comună, voi aveți 2 de monede, ei au 8 de monede. Interesant că 2 cu 8 fac 10. Abundența financiară pe care orice om normal și-o dorește pe acest pământ. 10 de monede înseamnă o familie fericită. Dar o familie care nu e fericită doar în emoțiile ei, cât și în
reușitele pe care le au împreună, în ceea ce reușesc cei doi să creeze, da? Să creeze o familie stabilă, care își pune deoparte banii pentru copii, pentru nepoți, lasă moștenire celor ce urmează, da? Nu trăiește de pe o zi pe alta și nu rămân ancorați doar în emoții și în amintiri. Și voi aveți doi de monede, deocamdată vă echilibrați, jonglați un pic cu niște oferte și cred că trebuie să vă echilibrați între trecut și prezent. Lăsați în urmă trecutul ca să vă puteți ocupa de o singură monedă, de un singur obiectiv. Da? Bine, voi gemeni, în general, sunteți semn dual, dar e bine totuși să vă echilibrați și vă echilibrați în momentul în care aveți măcar o mână liberă. Ei au 8 de monede. Ei lucrează foarte mult, că nu degeaba au ajuns la această stabilitate financiară, 9 de monede. Poate vor să lucreze în continuare ca să vă ajute pe voi, da? Oricum, cred că înspre august deja începeți să primiți roadele acestei munci pe care o depuneți împreună, într-un proiect sau în această relație. Pentru unii dintre voi e posibil să fie un semn de apă, scorpion, rac sau pești, de care vă simțiți foarte pasional, asta pentru că vă apare regele de cupe, care vine cu această ofertă. Ia uitați ce frumos! Da? Gemenii își găsesc adevărul. Ia uite, ce frumos! Vă echilibrați, aveți iar. Vă echilibrați sau ei vă echilibrează, dar evident că povestea voastră se poate regăsi și în cărțile lor. După ce vă găsiți adevărul, după ce decideți, am impresia că mai devreme a trebuit să decideți, ați avut doi de spade, da? Și aici ce? Decideți să vă urmați calea către flacăra voastră geamănă, către persoana care vă completează foarte mult, de care vă simțiți atrași, sau pur și simplu să manifestați zodia voastră în plinătatea calităților pe care le aveți, cu care v-ați născut. Pentru că la un moment dat ați devenit sau un semn de foc v-a pus niște restricții, sau voi prin experiențele trecutului ați devenit oarecum cam v-ați blocat, v-ați creat niște ziduri pentru că ați stat în urmă, v-ați regretat un trecut, care nu mai e cazul să se manifeste. Lăsați în urmă trecutul, aveți un spor alături de un semn de apă, de foc sau de pământ. Sau pur și simplu, cineva vine cu o ofertă specială care vă reaprinde pasiunea și vă echilibrează și financiar și emoțional. Sper să fie așa pentru majoritatea, pentru că sunt cărți bune și, după cum vedeți, în toate etalările, toți trecem prin niște schimbări. Trebuie să lăsăm în urmă trecutul, să manifestăm o nouă etapă în viața noastră. După noi principii, după un alt fel de a gândi. Vă doresc în continuare dragoste, pace, creștere spirituală și da, vă iubesc și ne reîntâlnim la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!